Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Ferma Grădina Bio. Astăzi facem un titlu foarte interesant și evident că și video va fi pe aceeași măsură. Este vorba de Nicu Poplăcean și Nicu Tămășel. După cum abonații canalului cunosc, am făcut o vizită la acești doi domni crescători și fetița mea a primit cadou de la domnul Nicu Tămășel. Da? Deci domnul cu rexul, un masculaj de rex, el are aproximativ 2 luni de zile și un masculaj de metis, de uriaș german, cu high call, aproape 2 luni de zile. Și acum vine discuția foarte interesantă, așa că stați și o să și vedeți de ce așa am scris în titlu. Pentru că voi știți că eu am mai primit iepurași de la prietenii canalului. Bine, și am mai făcut și cadouri, nu mai am primit. Și i-am botezat după numele proprietarului. Ariel, spre exemplu. Vă dau un exemplu. Ei, acum aici a devenit o problemă, că este Nicu Tămășel și cu Nicu Poplăcean. Păi dacă le pun la amândoi Nicu, care știu, Nicu 1, Nicu 2, Nicu mare, Nicu mic, e incurg, nu? Așa că am zis să le pun pe numele de familie, adică Nicu Poplăcean să fie nume complet și Nicu Tămășel. Și ia să vedeți, și la propriu și la figurat, Nicu Poplăcean e mai mare decât Nicu Tămășel. Vedeți? Pentru că este altă rasă, ca să zic așa, mă rog, deși ăsta este un metis de high call pe care l-am primit. Sunt masculași amândoi. Nu au prea ieșit ei în lume, în libertate. Și sunt și vecini de boxă. Au o boxă destul de măricică pe care o împart. Da. Unde își petrec timpul. În acea boxă stă Nicu Poplăcean și cu Nicu Tămășel. Aici le-am pus niște crenguțe de măr ca să fie bine la decor, ca să zic așa. Încă ceva ce vreau să vă mai spun. Este o glumă, evident. Sper să nu se supere prietenii noștri, dar adevărul ăsta este. Uite, Nicu Poplăcean e mai mare decât Nicu Tămășel. Ăsta este mascul rex tricolor, că mulți mă întrebați, măi, cum arată masculul de rex tricolor? El este, după cum vedeți, în blană are pete portocalii și negre, bineînțeles pe fundal alb. Urechile sunt tot așa pigmentate. E cam moleșit după căldura asta, că vă dați seama, nu este o vreme extraordinar de bună pentru iepurași, căldura îi obosește, îi zăpăcește, îi amețește, îi plictisește. Plus că na, vor și năpârli, de la căldură se apucă năpârlirea, plus că își elimină blănița de pui și ajunge la blănița de adult. Dar ca să nu trecem la următoarea chestiune, vă rog să-i analizați, da? Și să-mi spuneți dacă am dreptate sau nu. Bine, evident că domnul Nicu Poplăceanu, cu această ocazie îl salut, se cunoaște performanțele dânsului în cinicultură. Cine nu știe ce înseamnă cinicultura, înseamnă creșterea iepurilor și a avut destul de multe premii cu iepurașii pe care îi crește, ceea ce a dovedit că este un crescător care se pricepe, un crescător demn de premii. Și domnul Nicu Tămășel nu este mai prejos, dar este mai la început de drum față de domnul Poplăceanu, adică și dânsul tatuează iepurașii, va merge și el cu ei la expoziții, dar are alte rase, alte gusturi. Bine, dânsul deține și uriaș, dar pe galben. Cei doi domni se cunosc între ei, sunt chiar la aceeași asociație. Da, mai bat și vecinii 2-3 cuie, dar mă rog, trecem peste treaba aceasta cu cuiele. S-au pus ca lumea pe bătut. Nu e așa interesant. Vreau să vă spun următoarea chestiune despre iepurași. E foarte cald și în sensul acesta vreau să vă întreb
Ce măsuri de caniculă luați pentru iepurași? Cum faceți voi treaba? Cum vă descurcați? Eu ce să zic, în adăpost mai ud cu apă, acoperișul ud și pe el cu furtunul, le asigur apă din abundență, le asigur o masă de fân, le asigur granule, le asigur evident că și furaje, cereale, orz, ovăz, puțină floarea soarelui pentru blăniță, dar a doua chestiune era de caniculă. Cum vă descurcați cu canicula? Ce faceți? Eu v-am spus ce fac și cum procedez. Mai exact, încerc să substitui lipsa de temperaturi scăzute cu umiditate. Bineînțeles că îi mai scot periodic pe iepurași pe afară ca să mai stea pe la aer, să mai ia puțin aer, care văd că sunt foarte încinși. Noaptea nu este foarte cald, este chiar răcoare, de aceea ei suferă cumva și de variațiile acestea de temperatură. Dar întrebarea rămâne aceeași: cum vă feriți de caniculă? Ce faceți voi? Cu ce vă apărați împotriva caniculei? Haideți, mai faceți și voi un drum pe aici, ca să vadă oamenii că sunteți ok, că vă puteți plimba. Poate voi ați descoperit alte metode. Sau puteți să faceți, nu știu, altceva. Am auzit de plase de umbrire, am auzit de țarcuri exterioare, am auzit de... Chiar și multă lume pune sticle cu apă rece în cuști, am auzit. Acum sunt multe, multe lucruri pe care unii le fac, dar nu înseamnă că neapărat sunt foarte bune sau că sunt foarte rele. Nu știu, tocmai de aceea fac acest video și încerc să găsim soluții împreună, să vedem cum vă feriți de caniculă, ca să zic așa, nu neapărat dumneavoastră, cât și iepurași. Vedeți, ăsta micu e terminat de căldură, nu-i convine deloc. Aici a găsit un loc răcoros și acolo vrea să se ducă. Poate, cine știe, cineva a găsit o metodă mai bună. Am văzut în Rusia că unii ruși fac în pământ o groapă adâncă de 2 metri adâncime și lată de 4-5 metri lungime și lățime, în care țin iepurașii, fiind în sol, acolo nivelul căldurii este scăzut, adică sau este mai degrabă, să zic, constant, pentru că acele gropi se acoperă deasupra cu lați de căprior sau orice altceva din lemn, peste care se pun crengi cu frunze, peste care se pune pământ și lasă decât o gură, așa, ca un beci, să zic, ca un pivniță, cum spunem noi românii, unde cresc iepuri. Dar am văzut și de-astea mai mari, adică de 10 pe 10 metri. Acum, na, fiecare și în funcție de posibilități, și în funcție de idei, și în funcție de rezultatele pe care le găsește pe parcurs, poate încerca diverse variante. Da, deci revin cu întrebarea și mai insist o dată să vă rog să scrieți în comentarii dacă aveți idee despre partea aceasta cu canicula. Și încheiem evident cu ceea ce am început. Nicu Poplăcean în partea stângă, numărul, ce număr să-i punem pe tricou? Numărul 1, hai să zicem că e mai mare, și numărul 2, Nicu Tamașel, în planul din dreapta al imaginii. Vă salută respectuos amândoi. Haideți să salutăm puțin. Hai, Tamașel, te rog, hai. Asta ce este? Tricolor. Este suporterul naționalei, a salutat, haide și tu, hai să-ți găsim și eu o poziție. Hai Poplăceanu, Nicu Poplăceanu, ăsta este list, bă, clar. Poplăceanu este list și ăsta e dinamovist, vă zic eu, cred, nu știu, așa, așa se pare. Poate o să ne spună chiar și ei în comentarii. Salutăm pe toată lumea, vă urăm ca de obicei o zi excelentă, sper că vi-a plăcut episodul de astăzi, așa cum am crezut eu de cuvință să-l fac.
Terminăm și cu binecunoscuta noastră replică. Dacă aveți posibilitatea, cumpărați sau adoptați un animăluț, indiferent că este iepuraș sau orice altceva, vă va face viața mult mai frumoasă. Vă mulțumim tuturor și vă urăm, ca de obicei, o zi excelentă, dragi prieteni! La revedere!